asta cum să trebuie în partea asta. Jumătate, da? Băi, foto, foto! Nicu, hai, vezi, da? Da. Bună dimineața! Cele mai pretențioase, de vizibilitate, de unghi, de distanță, de tot. Exact. Se pretează și la teatru la orice, de 1200 de locuri, ar fi cea mai mare sală de teatru din România, care costă 8 milioane de euro. Este concurența Teatrului Național? Este inspirată din sări de teatru din lume, care cea mai ieftină la nivelul ăsta costă 35 de milioane. Dar am găsit soluții constructive și să fie la cel mai înalt nivel ca așa. Bravo. Da, și acolo am nevoie de ceva. Asta îți dau cinematograful, până la urmă, stau pe capul unor până face decizia ce au eu. Să-ți dau cronia. Nu, nu, stai că am numit. Nu, nu, stai. Cum? Fără asta. Fără asta ca să poți după aia să faci procedură. Să vrea cu Dumnezeu să inaugurăm la propriu. Prea aș vrea? Asta e pasarea. Asta e bine, nu știa veche. Mai aveți un pic de ceea ce e mare. E la un moment de decență. E
Are nevoie de termosistem. Dar nu poți să termopane? Da. Sunt termopane, da. Calvare te costă încălzirea de termopane. Ne costă oricum. De ce nu l-am făcut acum? Pentru că sunt bani europeni pentru reabilitare termică. Da. Și să-l accesez pe 2014. Facem deja proiectul. Hai. Vă imediat. Da, dar asta frumos. E bine că mai aveți. Hai, Robert, în primul rând vreau să mulțumesc domnului prim-ministru pentru că ne-a fost alături cu această ocazie importantă. Avem nevoie de multe creșe în România, avem nevoie în București, evident, în sectorul 3. Avem nevoie deopotrivă de o mai bună reglementare pe tot ce înseamnă creșe. Și în ideea că trebuie să venim cât mai în așteptarea cerințelor cetățenilor, iată că avem o creșă nouă, modernă, este cea mai modernă creșă din România, care respectă toate standardele, este într-adevăr un exemplu de cum ar trebui să arate o creșă, nu doar în România, ci oriunde în lumea dezvoltată. Este o creșă cu capacitatea de 75 de locuri, adică 7 grupe, și de asemenea este o creșă care are la etajul 2, scoatem tot ce înseamnă zona administrativă din creșa veche, pentru că această clădire este extinderea clădirii vechi, și scoatem zona administrativă de acolo și încercăm să creăm condiții acolo încât să creștem și mai mult capacitatea în creșa veche. Eu vă mulțumesc că sunteți aici și vreau să mai anunț un lucru. Avem depus un proiect să mai facem încă o creșă chiar mai mare decât asta, tot în sectorul 3. Bun. Bună dimineața! În primul rând, eu vreau să-i mulțumesc primarului și echipei sale pentru faptul că m-au invitat la acest eveniment. În primul și în primul rând, vreau să fiu alături de ei și să-i felicit că se ocupă de o chestiune atât de importantă. O creșă modernă și, în general, dezvoltarea infrastructurii creșe, grădinițe, școli. Cred că alături de spitale reprezintă categoric prioritatea nu doar a guvernului, ci și a autorităților locale. Și de multe ori autoritățile locale fac treabă mai bună decât în programele naționale. Deci îi felicit, n-am o contribuție directă, dar faptul că în sectorul 3, un sector mare al capitalei, cu o populație de vreo 4 ori cât Sibiu, așa, e mult de lucru aici și resursele financiare nu sunt întotdeauna cele de care au nevoie. Din acest punct de vedere, tot ceea ce putem să facem, atât pe fonduri europene, cât și pe programe naționale, pentru ca autoritățile locale din București și din țară să dezvolte rețeaua de creșe, grădinițe și școli, o să o facem. Și de altfel azi, în această după-amiază, la Ministerul Dezvoltării Regionale tocmai o să lansăm un program finanțat din bani europeni pentru infrastructura școlară. În al doilea rând însă am avut eu un interes direct. Domnul primar, domnul Negoiță, mi-a spus că e o creșă extrem de modernă. Am vrut să o văd și, într-adevăr, cred că dacă ar fi în orice oraș din Europa, ar fi exact la fel, la același nivel. Am întrebat cât costă, în primul rând. Și am aflat un lucru pe care îl bănuiam, că a fost licitată de fostul primar, ceea ce înseamnă că a costat mai mult decât ar fi trebuit. Deci am aflat prețul real, la cât acum, de la cel care chiar a realizat-o, cam cât ar fi o asemenea creșă, pentru ca să găsim o soluție prin care să cofinanțăm autoritățile locale când fac asemenea proiecte moderne și realizează proiecte de acest gen atât de necesare. Până la urmă, în această creșă super modernă, vor fi 75 de copii. Însă, doar în sectorul 3, cu totul, sigur, nu copii de creșă, sunt 50.000, nu? De copii. Da. În școli, grădinițe, creșe, licee. Vă dați seama că acesta este o picătură din ceea ce e nevoie. E însă o picătură care trebuie luată drept model. Și din punctul meu de vedere, și alți primari și alte autorități locale, cu sprijinul nostru, pot să vadă cum arată o creșă modernă, cât a costat, cât ar trebui să coste în realitate
și să reușim să extindem aceste proiecte. Vreau să-l felicit și pe Robert și întreaga sa echipă, să spun că mă bucur de câte ori am ocazia să asist la inaugurarea unor asemenea obiective și că va avea din partea mea și el și orice primar din această țară, indiferent de culoarea politică sau de apartenența ideologică, va avea din partea mea, cât sunt prim-ministru, tot sprijinul pentru a dezvolta infrastructura pentru copii și pentru tineri. Cam asta vreau să zicem. Dacă mai aveți dumneavoastră vreo întrebare pe această temă, vă răspundem cu plăcere. E o poveste mai lungă, Robert. Poți să o spui dacă vrei. A costat aproximativ 10 milioane de lei și nu am reușit să o fac mai ieftină, pentru că a fost semnat contractul de execuție chiar înainte de alegerile din 2012 și știți bine că un contract semnat este angajamentul instituției. Dar pot să vă pun la dispoziție devizul pentru noua creșă pe care o vom face, care va fi la fel de modernă și care va costa incomparabil mai ieftin decât aceasta. Cred că vreo 2 milioane, discutăm totuși de o clădire existentă care va fi transformată într-un mod radical, adică o transformăm dintr-o clădire care nu are legătură cu creșă, o facem creșă. Deci costă cam a cincea parte? A căzut lumina sau doar... Am zis ceva în neregulă? Nu. S-a sprijinit cineva. Deci o cincime din cât a costat cea semnată de domnul Liviu Negoiță. Da, e fără comisioane, așa încât sunt convins că o să o faceți la fel de frumos. Da, mai e ceva? Nu. Vă pot invita cu mult interes să vedeți, mai avem de inaugurat și o grădiniță de asemenea la același nivel. O să vă invităm, evident, și la creșă și la multe alte obiective pe care le facem și nu vreau să scap ocazia să vă reamintesc de faptul că Bulevardul Unirii este cu totul altceva de cum îl știți. Merită să-l vedeți. Mare. Necesarul este, dacă știți cumva acel semn pe care l-am învățat la școală la matematică, de plus infinit. Adică necesarul este foarte mare. N-avem nicio șansă în momentul ăsta să satisfacem total. Dar orice se face este bine făcut și avem, iată, 75 de familii care pot să fie mulțumite de serviciile pe care le acordăm aici, plus extinderea capacității creșei vechi. Vă rog, domnule. Noi suntem aici să vorbim de creșă și dumneavoastră de ce mă întrebați? Vă vorbesc eu, da? Deci, sunt colegi, dacă au ceva de împărțit, discută între ei și avem împreună toți un obiectiv important. Și eu mă bazez pe Robert pentru noiembrie, așa cum m-am bazat întotdeauna și cum el s-a bazat pe mine pentru campania la locale, să ne realizăm aceste obiective. Așa cum spunea și domnul prim-ministru, am de gând să-l susțin total în această toamnă pentru campania electorală și pentru a aduce o schimbare atât de necesară în România, care se va produce în noiembrie. Mulțumesc. Aveți încredere că avem maturitatea necesară să rezolvăm toate problemele. Da? Păi dacă am spus aveți încredere, era afirmativ, nu? Cu siguranță, nimeni nu poate să-i pară bine de o chestie. O să-i chem la emisiunea Iartă-mă. Da. Ca să fiți dumneavoastră satisfăcuți. Dar dincolo de acest lucru, nu-i nimic, o facem noi. Dincolo, numai o secundă, un pic și imediat vă răspund la toate întrebările. Dincolo de acest lucru, pot să vă spun că m-ați trecut dumneavoastră la chestii politice, nu aș vrea să vorbesc neapărat politică cu semnul primăriei în spate, dar pot să vă spun că la întâlnirea de la Orăștie și cei mai tineri din generația mea și cei mai puțin tineri, mai experimentați, au înțeles că avem un obiectiv fundamental comun și că nimic nu e mai important decât acel obiectiv.
Ori, din punctul ăsta de vedere, o să vedeți, așa cum de altfel ați văzut de multe ori în ultimii ani, un PSD extrem de solidar și de disciplinat, și asta e una din armele noastre principale. Ce da. Faceți în acest sens dumneavoastră, la nivelul guvernului, având în vedere că cineva care a mai fost prim-ministru înaintea dumneavoastră, a făcut foarte multe sau de sport? Vă referiți la domnul Năstase, care a făcut lucruri bune. A mai fost cineva înaintea mea care a închis spitale și școli și a tăiat banii pentru grădinițe și a mai fost cineva înaintea domnului primar Robert Negoiță, care, așa cum ați auzit, a făcut grădinițe cu de 3 ori prețul, că dânsul nu știa decât de 3 ori prețul. Deci, din punctul ăsta de vedere, exact ăsta a fost scopul prezenței mele aici, dincolo de a-l felicita pe Robert, de a vedea exact care sunt costurile reale, cum putem să cofinanțăm aceste proiecte. E vorba de creșe și grădinițe care sunt în totalitate la autoritățile locale. Iar referitor la școli, avem programul de 250 de milioane de euro, deci 1 miliard de lei, pe care sper să nu-i stric surpriza domnului vicepremier Dragnea, dar pe care îl inaugurăm chiar azi. Doamne prim-ministru, ultima întrebare așa. Vă rog. Eu m-am învățat să nu mă uit la filmulețe, pentru că fiecare televiziune cu filmulețele sale. De asemenea, m-am învățat să nu-i ascult pe infractori. Am văzut când infractorul Bercea Mondial striga din dubă ceva de doamna Chioveși și nu m-a interesat, cred că era o minciună. După aia, când un infractor, domnul Căpățână, striga de Voiculescu, deodată era un infractor bun. Iată-l, dacă strigă de Voiculescu e bun, dacă strigă de altcineva e rău. Eu cred că toți infractorii sunt răi. La fel, cred că atâta timp cât voi fi în fruntea guvernului, nu am voie să mă pronunț despre activitatea unor instituții care nu stă în subordinea mea. CNA-ul, după cum știți foarte bine, nu este în subordinea guvernului și e bine că nu e în subordinea guvernului. 4 și închei, tocmai pentru că întrebarea mea a fost adresată de la realitatea și ținută de B1, m-am uitat ca și dumneavoastră pe statistici și am văzut că RTV este postul cel mai sancționat de către CNA. Nu știu dacă e bine sau e rău, nu mă interesează, n-am căderea să... Dar mă gândesc că e ca la fotbal. Cel care nu e sancționat de arbitru țipă cel mai tare împotriva arbitrului. Și mă gândeam dacă nu cumva putem să schimbăm acest stil. Altceva, repet, am atât de multe lucruri încât nu pot să urmăresc filmulețele de la nicio televiziune. Sper să nu se supere nimeni pe asta. Poftiți? Bun. În primul și în primul rând îmi pare rău pentru bucureșteni, pentru că noi le-am cerut votul pentru Sorin Oprescu primar general, pentru primarii noștri de sector și pentru majoritatea USL. Și ei așa au votat într-o majoritate covârșitoare, 2/3. Acum domnul Blaga cu domnul Iohannis au schimbat acest vot și părerea mea este că asta nu va duce decât la un blocaj pentru București și pentru toate unitățile administrativ-teritoriale unde tandemul domnul Blaga, domnul Iohannis au schimbat voința oamenilor exprimată la vot. Suntem în opoziție și în București și în majoritatea județelor țării. Mi-e foarte greu să văd cum va fi campania aia să nu dăm toată puterea PSD. Păi nu avem. Noi suntem în coaliție de guvernare în Parlament, dar suntem în opoziție și în București și în cele mai multe autorități locale. Dincolo de asta, cine e la putere, cine e opoziție, că cred că e mai puțin important pentru oameni. Mi-e teamă, eu am mai trăit aceste momente 2000-2004. Mi-e teamă că blocajul între primarul general, votat de oameni cu o majoritate uriașă, și niște consilieri pe care, sincer, cred că habar n-are nimeni cine sunt și cu ce se ocupă ei, decât că fac niște majorități conjuncturale, va bloca București. Ori e păcat, pentru că București are niște proiecte importante. Implicit, și asta vă poate spune Robert, orice blocaj la nivelul primăriei generale se reflectă asupra activității primăriilor de sector, pentru că sunt multe zone în care se
intersectează atribuțiile, ori dacă la Primăria Generală o să stăm... știți cum? Întrebați-l pe domnul Blaga și pe domnul Iohannis cum îi cheamă pe consilierilor generali. Habar n-au. Deci cam ăsta e interesul pentru București. Și mie îmi pare rău, pentru că pe mine mă interesează Bucureștiul și pentru că împreună cu toți ceilalți reușisem să facem pentru prima dată un lucru esențial pentru București, anume guvernul, primarul general și Consiliul General și primarii de sector lucrând în aceeași direcție. Am dat un răspuns mai lung, dar am fost alături de Robert, alături de Sorin Oprescu, alături de ceilalți, când am spus bucureștenilor, în sfârșit, după atâta scandal, aveți guvern, aveți primar general, aveți Consiliu General. Uite că acum s-a făcut o mișculație, un aranjament și iară s-a stricat și cei care vor avea de suferit vor fi bucureștenii, categoric. Dar întotdeauna răspund. Nu, de asta știu eu. Așa cum am promis și am și făcut, referitor la pensii, la salarii, la militari, la diplomați, mai aveam doar două categorii pe care trebuia să îndreptăm, sau pentru care trebuia să îndreptăm tăierile domnului Boc. Cele două categorii se referă la un număr de grefieri. Și cealaltă categorie este a personalului navigant. Noi am vrut și avem resursele financiare, să facem așa cum am făcut și la diplomați și la militari, și anume să acordăm o indemnizație care să acopere, practic, ceea ce le-a tăiat Emil Boc. Dânsii nu vor, pentru că spun că vor să revină la legea pensiilor, cea de dinainte de Emil Boc. Ceea ce e foarte greu în condițiile actuale. Aproape imposibil, ca să fiu foarte direct. Deci dacă ne înțelegem și le dăm banii așa cum vrem noi, în regulă, dacă ei țin foarte mult la o chestie, până la urmă, de orgoliu, zic eu, probabil că va mai dura. Celelalte măsuri despre cele de care știu eu, acum toți ministrii muncii sunt persoane, doamnele cu care am lucrat eu, sunt persoane optimiste, și doamna Câmpeanu, și doamna Plumb, însă sunt optimiste în general, bazate pe faptul că tot ceea ce am spus despre indexarea pensiilor, despre celelalte măsuri sociale, s-a și realizat. Părerea mea este că avem resursele financiare. Da. Domnul Liviu Robert Neagă, vicepreședinte general al Junta. Așa este. Ce îl recomandă? Vocea și talentul, nu? Era așa? Secretarul general, secretarul general adjunct al guvernului, așa cum se întâmplă de altfel și în alte instituții publice, trebuie să lucreze cu primul ministru pentru buna desfășurare a activității guvernului. Și cu siguranță o va face. Asta e o mică poveste, dumneavoastră ați citit, știu și unde ați citit povestea asta, nu vă mai luați, că acolo unde citiți dumneavoastră de obicei sunt povești nemuritoare. Hai să vă spun eu cum stă treaba, nu vă mai luați, că aia e Șeherezada, o să spun, acelui ziar de unde citiți dumneavoastră și după aia veniți și mă întrebați. Lucrurile stau în felul următor, avocatul poporului nu este în subordinea guvernului, este la Parlament. Doi, nou avocat al poporului, domnul Ciorbea, a venit cu o propunere de ordonanță care se referea în special la obligația României de a respecta Convenția Internațională privind combaterea torturii, o chestiune care trebuia rezolvată de mult și nu o rezolvasem. Și eram din punctul ăsta de vedere, pentru instituțiile internaționale, aveam un mare minus. 3. Ceea ce a propus domnul Ciorbea acolo, noi n-am făcut decât să cer Ministrului Justiției să verifice dacă e în concordanță cu obligațiile noastre internaționale și da, și-a dat avizul, și Ministerului de Finanțe dacă nu avem impact bugetar important. Și nu avem. Restul, atribuțiile, drepturile, statutul personalului din instituția avocatului poporului nu țin de guvern. Că dacă ar ține de noi, n-ar mai fi avocatul poporului, ar fi avocatul guvernului. Deci nu mai citiți 1001 de nopți de acolo, din ziarul ăla, și întrebați-mă că vă răspund cu mare plăcere.
Bun. Și cu siguranță îl veți întreba pe domnul Ciorbea, care nu e subordinea mea. Este numit de către Parlament și, repet, e avocatul poporului, nu e avocatul guvernului. Așa cum sunt partide ale poporului și candidații ai poporului, domnul Ciorbea este avocatul poporului, nu al guvernului și nici n-ar fi bine să fie al guvernului. Dacă nu mai e nimic altceva interesant, vă mulțumesc mult de tot.